Ultima reprezentație a baschetbaliștilor clujeni s-a încheiat cu un eșec greu de gestionat. Când primești 100 de puncte și pierzi 18 puncte, sigur că nu este confortabil pentru nimeni, nimeni nu se simte bine în acest moment. O înfrângere destul de urâtă, n-am jucat la potențialul nostru maxim și am avut discuții după meci, am analizat meciul foarte bine și ne-am pregătit pentru următorul meci și eu zic că o să fie bine. Marcel Center se așteaptă la o altă atitudine în meciul de pe teren propriu cu CSU Sibiu. Eu aștept un răspuns din partea jucătorilor mei, din cel puțin din punct de vedere a efortului. Mâine și eu sper să fie un meci bun care să ne mulțumească spectatorii, suporterii noștri. Sibienii vin la Cluj cu un moral bun, mai ales după 86-76 cu BC Mureș și 106-79 cu Steaua. A jucat foarte bine, au marcat foarte multe puncte din 3 puncte și sunt o formă bună, dar și noi suntem. Partida UBT Cluj-Napoca CSU Sibiu sau derbiul Transilvaniei are loc miercuri de la ora 19 la sala polivalentă din Cluj-Napoca.